Serviciu onorându-L pe Dumnezeu cu cântarea Cine altul decât Iisus poate fericire da.
îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru chemarea care Tu ne faci la Tine. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că Te-am aflat și îți mulțumim, Doamne, că gustând din Tine am aflat că ești cel mai minunat. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru binecuvântarea care Tu ne-o dăruiești, de care ne faci parte și în această seară. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că ne-ai îndreptat pașii să venim la casa Ta. Mulțumim. Te rugăm, Doamne Iisuse, să binecuvântezi adunarea noastră la olată. Amin. Și din nou inima noastră dorește cu smerenie și umilință ca Tu să fii prezent aici. Amin. În mijlocul nostru și Tu, prin cuvântul Tău, din nou să vorbești inimilor noastre. Amin. Care sunt însetate. Îți mulțumesc că și în această seară vei vorbi, da. Vei da alin. Dacă va fi nevoie, vei mustra inimile care au nevoie să fie îndreptate. Te rugăm, Doamne Iisuse, lucrează Tu. Suntem la dispoziția Ta și îți mulțumim că Tu vei vorbi și în această seară. Lăudăm numele Tău și glorificăm numele Tău de Tată, Fiul și Duh Sfânt. Amin. Amin. Iubiți frați și surori, aș vrea să vă invit să deschidem cuvântul Domnului pentru momentele de rugăciune din această seară, să dăm citire unui singur verset din Psalmul 94. Vom da citire acestui text, apoi vom mai lăuda pe Domnul cu o cântare. Psalmul 94, vom da citire psalmului, acestui psalm 94 cu versetul 19. Psalmul 94 cu versetul 19, pagina Biblia Cornelescu 609. Psalmul 94 cu versetul 19. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul. Amin. Vă fiți ocupați locurile și să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Sună harfa laudei mele numai pentru Dumnezeu, la nevoie și la durere. Aleluia, cânt eu.
când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntru meu, mângâierele tale mă înviorează sufletul. Acest text ne avertizează că copiii lui Dumnezeu nu sunt scutiți de gânduri negre. Nimeni nu este scutit de gânduri negre. Copiii lui Dumnezeu nu sunt excepție, ei vor fi cu trăierațe, ei vor fi vizitați de gânduri rele. Dar știți, acest text propune și ieșirea, propune o rezolvare pentru gândurile rele. Și aceasta este o minune, aceasta este un motiv de laudă la adresa Domnului. În același timp, acest text creează o crăpătură în lumea gândurilor noastre. Noi nu știm despre această lume prea multe lucruri. Știm că este una reală, ea există și cuvântul Domnului, versetul acesta, versetul 19 din capitolul 94, practic creează, ne permite puțin doar să intrăm și, sau din afară să privim în acea spărtură, acea crăpătură și să vedem pe scurt de ce este invadată inima omului și Biblia ne spune, este invadată de obicei de gânduri negre. Frați și surori, cât de înfricoșătoare este lumea gândurilor omului, e una foarte înfricoșătoare. Ați auzit de multe ori, prima oară am auzit acest gând când eram încă copil în biserică, unul din frați spunea despre această imagine, acel exercițiu care nimeni nu l-ar vrea, dar e o provocare mare pentru toți. Dacă gândurile noastre ar fi proiectate pe televizor, ne-ar fi rușine, ne-ar înspăimânta pe noi, n-am fi știut de ce suntem capabili. Lumea gândurilor este o lume înfricoșătoare. Dar cât de puțin cunoscută și câtă frământare poate să cuprindă această lume. În fața acestui verset stăm și ne gândim oare câți dintre noi știm că și chiar lumea gândurilor ar trebui disciplinată. E o lume neagră, e o lume întunecată, dar, frate și soră, este posibil ca inclusiv această lume să fie și ar trebui să fie disciplinată. Să fie disciplinată. Mă întreb în același timp cât sau câți înțeleg că gândurile prezente pot fi următoarele cuvinte rostite sau chiar pot fi fapte deocamdată neîmplinite, dar cu potențial. Doar gândiți-vă la acest lucru. Totul se începe de la un gând, totul se începe de la o sămânță pusă în mintea omului și apoi acea dă naștere la fapte, la vorbe. Nu de aia noi ne rugăm ca Dumnezeu să pună cuvântul în inima noastră. De ce am dorit acest lucru? De ce Pavel, de ce David în Psalmul 119, versetul 11 ar spune acest lucru? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să împăcătuiesc împotriva ta. Acum, dacă nu strângi cuvântul Domnului în inima ta, imaginează-ți cât de întunecată trebuie să fie acea lume. Cât de neagră trebuie să fie acea lume. Și ce poate să dea afară acea inimă. Ce tragedie a văzut acest pământ care inițial s-a născut din gânduri negre. Apoi acele gânduri au dat cuvinte, au dat naștere cuvintelor, apoi acele cuvinte au fost prinse, captivate de urechile unora și astfel au fost aduse la împlinire și ca rezultat, ca urmare a acelor gânduri negre spuse în cuvinte, apoi aduse la fapte, au murit milioane de oameni. Uitați-vă doar la ceea ce a făcut Hitler. Media acum se întreabă ce a făcut Hitler. A făcut un lucru grozav. 6 milioane de evrei pur și simplu să-i distrugă. 6 milioane. Totul s-a început de la o idee. Cineva spunea camerele de gaz prin care au fost exterminați, acele cuptoare în care au fost arse trupurile evreilor care deja erau scoși morți în camerele de gaz, ele n-au fost inventate de către niște căpitani, de niște oameni ai armatei? Nu, spuneau unii. Ei au fost inventați de mințile cele mai complicate din universități. Gânduri negre care dau naștere cuvintelor, apoi acele cuvinte sunt agățate și apoi transformate în fapte, exterminând milioane de vieți. De fapt,
tragediile de lângă noi. Nu e nevoie să mergem în istorie la ceea ce a făcut Stalin, Hitler sau alții. E suficient să ne uităm în jurul nostru și ne vom da seama că tragediile de lângă noi se nasc din astfel de gânduri, gânduri negre. Adevărul este că înaintea oricărei fapte negre a existat, frate și sori, o gândire neagră. Am o întrebare care e provocatoare. E o întrebare care singur întâi mi-o adresez mie. Ce gânduri sau ce culoare are gândul meu? Vorbim despre culoare. Psalmistul vorbește despre culoare când gânduri negre. Negre. Ce culoare are gândirea mea? Dacă am împărțit pe culori la doctori, dacă te duci și îți injectează sau te injectează, îți spune să îi spui despre puterea durerii pe care o simți și îți dă un barem de la 1 la 10, 1 fiind cea mai mică durere, cea de 10 e cea mai mare durere, insuportabilă, și tu trebuie să spui atunci când te injectează sau îți face ceva, trebuie să spui, mă doare 7, asta înseamnă că e mult, e trecut de 5, e durere. Acum vorbim despre o palitră a culorilor, apă fiind cea bună, cea curată și neagră fiind cea urâtă. Sufletul meu, inima mea, în care culoare e? Noi, în care culoare suntem? E important să răspundem la această întrebare. În ce fel de culori ar fi sugrăvite gândurile mele, gândurile tale? Și știți ce? Tendința este să, dacă e să vezi așa fantasmagoric, în mintea ta vei vedea cum sunt beculețe din minte care încearcă din alb spre verde să se transforme în negru și parcă, știți, ca un scurt circuit. Așa încearcă uneori să apară gândurile alea negre. Dă-le la o parte. Eliberează-te de ele. Amin. Nu lăsa ca în mintea ta să se nască o lume a gândurilor negre. Nu permite ca lumea gândurilor negre să producă frământare în tine. Frământarea aceea adusă de gândurile negre, va naște păcat, va naște ceartă, deznădejde, teamă, resentimente și furtună. Doar asta poate face o minte neagră. Frații și surori, să nu ne lăsăm zugrăvită mintea în negru. Culoarea neagră este frumoasă. Este frumoasă, dar rămâne elegantă doar în vestimentație, atâta tot. Biblia o descrie ca și urâtă, păcătoasă, când e ocupată mintea. E vorba de o cravată, de un sacou negru? Două. Dar nu în minte. Țin-o afară. Mă întreb, din nou mă întreb, cum m-aș simți dacă aș locui eu într-o cameră vopsită negru? Fratele Timotei este împreună cu noi aici. Fratele Timotei, ați văzut vreodată o cameră vopsită negru? După foc. Da. După foc. Am încercat să caut pe internet cameră neagră, dar îi dau design de cameră neagră. E frumos dacă ai anumite accent, ceva mobilă care nu e culoare neagră. Deseori sunt întrebat, fiindcă sunt cu oameni ai case, și sunt întrebat la podea ce culoare ar fi cea mai potrivită și trebuie să le dau un sfat. Zic, măi, de obicei oamenii cer un contrast în casele lor. O podea neagră sau o podea de culoare întunecată, pereți deschiși. Dacă le-a spun la om, pune cea mai întunecată culoare, pereții vopsește negru și tavanul negru, îi spune, ești nebun, ai nebunit, nimeni nu vrea să locuiască într-o cameră neagră. Camera vopsită în negru este ca o celulă. E celulă în care prin geamuri străbat o rază de lumină, atâta tot. Stăteam și mă gândeam cum aș fi să mă simt într-o cameră vopsită în negru. Și mă gândeam că ar fi o cameră foarte stresantă. O cameră foarte apăsătoare. O cameră înfricoșătoare. Tristă. Țineți minte atunci când Pavel și Sila sunt închiși în închisoare și la miezul nopții încep să cânte, să laude pe Domnul, e acel cutremur puternic, butucii de la picioare sunt deschiși, temnițe sunt mișcate, ușile ies, se mișcă, crăpătură, practic apar, oamenii pot să iasă din celulă
Și vă aduceți aminte, acel om, acel sutaș, este gata să se sinucidă. Și din celulă strigă Pavel, spune, nu-ți fă niciun rău. Ce face acel om? Zice, stai să intru să văd, să văd dacă așa îi. Nu. Biblia spune, el cere o făclie. Mă întreb, de ce n-a intrat în celula neagră acolo? Doar nu putea să creadă că ce a spus Pavel? Putea să-l ia pe cuvânt pe Pavel și să spună, într-adevăr, oamenii toți sunt acolo. Hai să mă duc să văd. Hai să numărați-vă de la 1 la 10 ca să știu că vă știu cifra. Dar el nu, el se teme să intre în camera neagră. El nu vrea să intre în celula neagră, e necunoscutul. Cei dinăuntru îl vor vedea pe cel din afară și era bic cu sabia și lor omorând. Dar cel din afară care intră înăuntru, el nu știe ce se află acolo. E întuneric, e negru. Negru este un necunoscut. Nimeni nu vrea să meargă acolo. Frații și surori, exact așa se simte sufletul meu. Exact așa se simte sufletul tău când îl lași să fie frământat de astfel de gânduri. Este stresant, este apăsător, este înfricoșător, este trist, este necunoscut. De ce n-am permite trupului nostru să trăiască într-o casă cu camere vopsite în negru? Și permitem sufletul nostru să trăiască cu gânduri negre? E bună întrebare. De ce casa noastră nu o vrem vopsită în negru? Avem multe motive. În primul rând, dacă unii vor veni și vor bate joc de noi, voi zice, ai ajuns, ți-ai pierdut mințile să-ți vopsești casa negru, ce-i cu tine? Mobilă neagră? Bine. Avem motive pentru care să ne scuzăm să nu avem casă vopsită în negru. Înțeleg. Dar atunci, dar de ce lăsăm gândurile să pătrundă gânduri negre în inima noastră? La fel cum nu ne place casa neagră, vopsită neagră, haideți la fel, inima noastră să nu ne placă să fie vopsită în gânduri negre. Mintea se îmbolnăvește dacă îmi place negru. Cum poate fi, poate te întreb, o minte îmbrăcată în negru? Dar voi să-ți spun. Prin prezența temerilor, frustrărilor, deznădejdii, păcatului, pune tu lista mai departe. De ce nu lăsa ca temerile, frustrările, deznădejdea și nici păcatul să-ți înnegrească sufletul? Vedeți, mulți oameni posomorâți. Nu vorbesc posomorâți, poate sunt triști pentru câteva minute sau poate o zi e trist. Are motiv oamenii. Cred că ați văzut oameni triști tot timpul. Oameni care sunt triști de mult timp. Și te întreb, de ce sunt așa de triști? Păi, una din motive poate ar fi că au o inimă plină de gânduri negre. Au o inimă plină de gânduri negre. Și ce e să... Ce arată pe față este ceea ce este de fapt înăuntru. De aceea te îndemn, hotărăște azi să alungi lumea gândurilor negre, știind mai ales care este efectul păstrării unei inimi, a unui suflet negru. Asigură-te că niciodată lumea aceea a gândurilor negre nu va naște vorbe sau fapte. Cred și știu că poți să o controlezi. Mai degrabă imită exemplul psalmistului care a știut că de gânduri negre nu se scapă, nu suntem răscumpărați de noi, nu ne scapă, nu vom fi scutiți să apară în mintea noastră gânduri negre. Ele vor veni poate pe serviciu sau rămâne în timpul serviciului, dar știu un lucru și psalmistul știe acest lucru, el știe cum să scape de ele. Ascultați, când gânduri negre se frământă cu grămadă înăuntru meu, mângâierile tale îmi viorează sufletul. Și ce vrea să spune este că numai Dumnezeu și doar Dumnezeu este singurul care poate să ne scape din lumea gândurilor negre. Ce trebuie să faci? Răspuns există la această întrebare. Cheamă-L pe Dumnezeu să-ți revopsească, cheamă-L pe Dumnezeu să-ți recoloreze mintea și sufletul în culorile pe care le consideră El favorabile, în culorile pe care le crede El potrivite și necesare pentru inima noastră. Și El le știe culorile. Albă, atât. Este doar albă. Nici
gri care este între alb și negru. Nu e suficient, nu e potrivită, Hristos a spune. Vreau albă. De ce ne uităm uneori la zăpadă și o vedem albeață? Și ce ne spune acest lucru? Ce ne comunică? Cam asta ar trebui să fie haina noastră. Cam asta ar trebui să fie haina noastră. Mintea noastră. Felul nostru de gândire. Vreau să spun că și ar trebui să fii conștient că în cuvântul Domnului poate te întreb de unde să găsesc eu mânghiile de Dumnezeu. Hai, știm acest lucru. Sunt toate aici. În cuvântul Domnului ai suficiente mângâieri, ai suficiente încurajări, ai suficiente promisiuni care sunt în stare să alunge grămadă de gânduri negre care ți se adună uneori ție și mie în minte. Alungă întotdeauna gândurile negre cu promisiunile veșnice ale Domnului nostru Iisus Hristos. Acest verset, versetul 19 din Psalmul 94, poate fi găsit și în Noul Testament. Desigur, scris sub alte cuvinte, dar ideea este aceeași. Este găsit la Filipeni capitolul 4, versetul 6 și 8. Știm foarte bine acest verset. Filipeni capitolul 4, versetul 6 și 8 spune astfel: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile, care pot fi aduse la culoarea neagră, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile tale îmi viorează sufletul. Amin. Haideți să ne ridicăm și să venim cu mulțumire înaintea Domnului și să-i mulțumim Lui pentru înviorările pe care le găsim în cuvântul Său și acele înviorări care alungă acea grămadă de gânduri negre. Slavă ție, Doamne, pentru seara aceasta, pentru oportunitatea din nou de a asculta cuvântul Tău. Îți mulțumesc pentru cuvântul Tău că dorește ca să ne schimbe în această zi și doresc și eu, Doamne, să mă las schimbat între totul, Doamne, de acest cuvânt minunat, pe cuvântul adevărului, cuvântul vieții. Îți mulțumesc frumos pentru că ne încurajez în această seară, că ne mângâi, că atunci în timpul în care gândurile negre vor încerca să vină mințile noastre, Doamne, totuși Tu vei birui, Doamne. Slavă Ție, îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru promisiunea Ta. Vei birui prin ceea ce ești Tu, prin jertfa Ta, prin ce ai făcut pentru noi, prin ceea ce ești Tu, Doamne Iisuse, în totul și în toți. Îți mulțumesc frumos pentru că părtășia din această seară este pusă sub pecetea Duhului Tău cel Sfânt, de aceea tot ce face casa Ta să Te onoreze pe Tine, să Te înalțe pe Tine, adune aminte, Doamne, că suntem aici să binecuvântăm numele Tău și să avem o stare de mulțumire și de recunoștință pentru ce ai făcut pentru noi. Mulțumim pentru toate și numele Tău îl slăvim în veci. Amin. Amin. Cel rău seamănă sămânța acolo, Doamne. De aceea, ajută-ne cu orice gând care nu vine inspirat de cuvântul Tău.
să venim înaintea ta. Amin. Să recunoaștem ceea ce gândim și să cerem ajutor. Amin. Tu ești gata să te milostivești de noi și să ne dai o gândire curată. Mulțumesc. Doamne, conștienți că din inimă vin toate vorbele și toate faptele noastre. Te rugăm, dă-ne o inimă nouă. Amin. O inimă curată, în care să lucrească neprionirea ta. Amin. Și nu putem altfel decât mâncând Cartea Sfântă, Doamne, căci în ea se găsește viața aceea pe care Tu o dorești de la noi. Pune în sufletele noastre, începând de la Lois, de la Emily, care e cea mai mică, și până la cel mai vârstă dintre noi, pune ajută-ne, această foame, să ne această sete după cuvântul Tău, singurul care ne face curați, care ne spală gândurile, ne întărește Duhul în boală și ne ajută și în bucurii și în necazul să rămânem credincioși. Amin. Te rog aceasta în numele Domnului Iisus. Acum te rog pentru cei ce nu cunosc această cale, se hrănesc cu gânduri negre și faptele sunt pe măsură. Doamne, am și eu familia noastră, pe nepoții mei care au atitudine atât de urâtă încât greu să pronunț, dar te rog, ai milă de ei. Ei cred că sunt cineva, Doamne. Ei ne socotesc părinții și faci ciocoresc, Doamne. Fără să se gândească că Tu ești un părinte și de la Tine părinților au învățat să le duce. Te rog, intervin în viața nepoților noștri. Atrage-i la Tine, Doamne, mai atras și pe mine și pe părinților. Amin. Dacă în familiile fraților mei sunt asemenea cazuri, ascultă-i când strigă după ajutorul Tău și scoate gândurile negre, de orice fel ar fi ele, din mințile celor dragi ai noștri. Și pune gândul veșnic și ei acolo, Doamne. Mulțumesc că Tu ne asculți, că ești bun și că Tu iubești pe toți oameni. De aceea te iubim și te rugăm să fii cu noi în seara aceasta și întotdeauna, în veci de veci. Amin. 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 Doamne Iisuse, te rog frumos și eu, Doamne, ca să faci ca tot ce-i negru în minte și în inima mea, Doamne, să fie schimbat în alb, prin sângele Fiului Tău, Tatăl nostru, care ești în cerul, curățește și spală, Doamne. Amin. Fă-ne să fim mai albi ca neaua, Doamne Iisuse. Tatăl nostru, care ești în cerul, aducem înainte Ta, Doamne, locurile goale din biserică, Doamne, te rugăm, Doamne, să se înăcește în puterea Ta. Te rog frumos, Doamne, trimite oamenii care au nevoie de cuvântul Tău, Doamne Iisuse. Oameni care au nevoie să te cunoască pe Tine, Doamne. Oameni care au nevoie să-și schimbe viața, Doamne Iisuse. Trimite-i în biserica Ta, Doamne. Te rog frumos să dai cuvânt, Doamne Iisuse, să vorbești pe Duhul Tău cel Sfânt și astă seară. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru toate, Doamne. Fără Tine suntem nimic, Doamne. Și așa cum s-a amintit și azi dimineață, mulțumim că Te-ai îngrijit de fiecare din noi, Doamne Iisuse, și prin boala prin care a trecut, Doamne, numai mâna Ta a fost cu noi, Doamne. Lăudat fie numele Tău și glorificat în numele Fiului Tău, m-a rugat. Amin. 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 Mulțumesc și eu, Tatăl Ceresc, pentru că Tu te îndrumi de noi din această seară prin cuvântul Tău, Doamne. Ești din nou.
în orice situație noi putem să venim la Tine, Doamne, și Tu ne poți veni în ajutor. Da. Îți mulțumim că ne reamintești să nu ne temem, Doamne, ci să ne credem în Tine. Îți mulțumim, Doamne, că nu suntem singuri. Îți mulțumim că ne-ai dat Duhul Tău cel Sfânt care să ne luminezi, care să ne căluzească, care să ne plină, Doamne. Îți mulțumim că ești cu noi. Te rog să fii în continuare cu noi. Să ne păzești de păcate și ispite, Doamne, să ne ferești de boli, de accidente, de rele, Doamne, și să ne credem că vom trebui acest pământ în Tine. Te rog să te ai milă de cei care suferă, Doamne, te rog, Doamne, cealaltă să-i dă care complexă, să protejezi întreaga familie, te rog, continuare să o vindeci complet pe sora Balac, să găsă Tatăl lor San, îți mulțumim că sora Veta e aici cu noi, de sora Veta, vindeci mâna, te rog să fie sora Roda, să vindeci viață, te rog să fie cu Esteră, Doamne, atinge-te și de ea, și de ea, Nu ne-ai lăsat, Doamne, venea cu deznădejde, dar îți mulțumim că Tu ne-ai apărat, Doamne, și ne-ai dat nădejde că Tu ești medicul nostru. Mulțumim și fii cu noi în continuare, prin orice avem de trecut în această lume. Ajută-ne, Doamne, să ne credem pe deplin în Tine. Amin, ajută-ne. Să ne supunem voiei Tale. Te rugăm. Doamne, pentru că ești un Dumnezeu așa de minunat. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că putem să ne încredem în Tine. Și îți mulțumim, Doamne, că Ție-ți pasă de noi. Slavă-ți. De aceea te rugăm, Doamne, ca Tu să iei control în viața noastră, în inima noastră. Amin. În mintea și gândurile noastre. Și fă-le, Doamne, ca să fie supuse voii Tale. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru seara aceasta. Mulțumim. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău și mulțumim că cuvântul Tău are putere. De aceea te rugăm, Doamne, să ne pregătești în continuare pentru El. Să ne deschizi mintea, Doamne, ca să putem înțelege. Amin. Și astfel viața noastră să fie așa cum o dorești Tu. Te slăvim că Tu ne asculți, amin, nu după meritele noastre și după dragostea Ta cea mare. Amin. 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 Să ne protejezi pe fiecare de noi, de când ne crește. Amin. Cu ajutorul Tău, să fie
Să încheiem momentele de rugăciune cu rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin, amin. Vă invit să ocupați locurile, frașilor. Iată cum arată o inimă care, în care lipsește gândurile negre. Este Psalmul 63, versetele 5 și 6, spune: mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și mezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze când mi-aduc aminte de Tine. Când mi-aduc aminte de Tine în așternutul meu și când mă gândesc la Tine în timpul prevegherilor nopții. Aceasta înseamnă o minte preocupată cu Dumnezeu, cu persoana lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de Tine, mă gândesc la Tine. Este o minte care gândește totdeauna la Dumnezeu, care nu are timp să gândească la păcat. Și mă rog ca Dumnezeu să creeze în noi o astfel de inimă, o astfel de gândire. Avem atâtea amintiri cu privire la Dumnezeu și la lucrarea Lui în viața noastră, încât nu putem scăpa de ele. Nu putem să ne scuzăm că, Doamne, nu avem, nu știu la ce să ne gândim la Tine. Avem și Scriptura și experiențele din viața noastră în care Dumnezeu ne-a condus. Haideți să gândim la aceste lucruri, că atunci vom căpăta o inimă înțeleaptă și o gândire sănătoasă și un suflet. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Mai lăudăm pe Domnul prin cântare, apoi vom veni la timpul când copiii vor participa în programul de seară. Imnuri de slavă spre Domnul din ceruri, frați și surori, astăzi să le înălțăm. Imnuri de slavă spre Domnul și surori, astăzi să-i înălțăm. Sufletul și viața noastră întreagă, bucurie să-i plentinăm. Sufletul și viața noastră întreagă, Amen.
Este timpul când copiii participă în program prin versetele pe care le-am învățat, versetele din Biblie. Le mai dăm răgaz încă o săptămână și duminica viitoare la serviciul de seară vom asculta cele 66 de cărți pe care copiii le vor spune în biserică. Dacă cineva nu poate pe toate 66 și poate doar din Vechiul Testament, este binevenit, dar va fi dator cu celelalte 27. Sau dacă spune doar Nou Testament, le va spune într-o altă duminică pe cele din Vechiul Testament și așa mai departe. Dar avem copii foarte inteligenți, copii care vor să învețe și au la inimă acest lucru. Nu doar au la inimă să învețe versetele, frate și surori, ba chiar am observat că unii din tineri încă și încurajez la serviciul de seară să implicăm mai mult pe tine și pe copii. I-am văzut pe câțiva acolo stând în spate și gândind la microfon. De ce să nu cânte aici în față? Nu-i așa? De ce să cânte acolo în spate? Să ia microfonul, să-l aducă aici în față și să creăm o grup de laudă și închinare cu de tineri care să poată învăța cântele pe care le cântăm aici, să putem astfel crea și să transmitem mai departe cântele pe care le cântăm noi. Dar, în această seară, versetele. Vreau să aud versetele pe care le-au învățat copiii. Ați vedea cine este primul. Iana? Ai făcut ca Neemia. Neemia s-a rugat pe cineva că Dumnezeu să-l scoată în lucrare. N-a știut el că Dumnezeu vrea pe el în lucrare. To Nazareth and was subject to them. But his mother kept all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and men. Luke 2:51-52. Amen. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este drept și curat. Amin. Deuteronom 3:24. Luca 10:27. El a răspuns, să iubesc pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău. Tine însuți. Amin. Foarte bine, foarte bine. Slavă Domnului! Isaiah 40:8. The grass dries up and the flower loses its color, but the word of our God stands forever. Amen. Amen. Prins-o când nu doarme. Era și timpul. Iisus a luat cuvântul și a zis, Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să
him. La pocăință. Pe cei neprihăniți. Pe cei neprihăniți. Ci. Ci. Cei păcătoși. Amin. Amin. Revelation chapter 4, verse 10 and 11. At the same time, the 24 elders fall down and lay in, At the same time, the 24 elders fall down and worship the one who sits at the throne. He lives forever and ever. They laid their crowns in front of the throne. They say, "You are worthy, our Lord and God. You are worthy to receive glory, honor, and power. You are worthy because you created all things. Amen. They were created and they exist. This is the way you planned it." Amen. Amen. Versetele 4 și 5. Eu am cătat pe Domnul și m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și ți se umple fața și nu ți se umple fața de rușine. Amin. 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 Mulțumim Domnului. Aș vrea acum să aduc aminte anunțurile din această dimineață. Știți foarte bine serviciile duminicale care sunt la ora 10 dimineața și la ora 5 după masă. Copiii se întâlnesc aici vineri la repetiție și orchestră vine la ora 6. Nu aș vrea să uităm în această săptămână să ne rugăm pentru cei care sunt în nevoie și pentru cei care sunt persecutați pentru cauza Evangheliei. Știți foarte bine pentru această țară, pentru Afganistan, dar și pentru China. Primisem săptămâna aceasta din nou un newsletter de la Open Doors în care se cere bisericilor să se roage pentru China, în mod deosebit, mai ales pentru Olimpiada care a început acum în China și nu atât pentru cei care vor alerga sau pentru cei care vor juca la Olimpiadă, ci pentru cei care nu vor vedea Olimpiada, pentru cei care vor fi închise sau sunt închiși în lagărele de concentrare. Să ne rugăm pentru ei. Printre ei sunt și frații de-ai noștri, frații și surori, care suferă și nimeni nu știe nimic. Oamenii dispar de pe străzi și sunt duși într-un loc unde ei singuri nu știu unde sunt. Să ne rugăm pentru ei. Dumnezeu să-i întărească în credință acolo unde sunt. Adică Dumnezeu, dacă binevoiește acest lucru, înseamnă că are un plan necunoscut, dar totuși un plan în providența Lui. Este greu să îi spui la un astfel de om mulțumește Domnului, dar e posibil și mă rog ca Dumnezeu să-i întărească în îngergarea prin care trec ei. Amin. Areți acum în timpul unei cântări să ne chinăm cu darele noastre de bună voie, apoi îl voi invita pe fratele Cosmin să aducă cuvânt pentru Biserica Domnului în această seară și mă rog ca Dumnezeu să-L binecuvânteze pe El în predicare și pe noi în ascultarea cuvântului Amin. Domnului. Amin. Haideți să cântăm două versete din cântarea Vorbește-ne, Iisuse, cu dulcele Tău glas și optește-ne în iubire, Tu singur nu ne lași. Vorbe
Miluiește-ne, Iisuse, cu dulcele Tău glas. Șoptește-ne în iubire, eu singur nu vă las. Inima mi-o deschide, să auzim vocea Ta. Să continuăm incursiunea noastră în capitolul 3 din Coloseni, așa că mergem în Coloseni 3 și citim de unde am rămas data trecută. După citirea cuvântului, pentru că avem cu noi și pe fratele Ursan, îl rog să roage, să ceară binecuvântare peste cuvântul său și peste cel care va vorbi. Coloseni 3, de la versetul 11 și ne vom opri la 17. Coloseni, capitolul 3, de la 11 la 17. Cuvântul Domnului spune așa: aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici bărbat, nici schit. Poftim? Am sărit peste un cuvânt. Nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos. Așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și ultimul verset: și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu, Tatăl. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului.
Mulțumim, Doamne. Amin. 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 Ai milă, Doamne. Amin. Amin. Știm că ai putere, știm că vrei să plângi bucuria ta și aleagă întotdeauna viața noastră și Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile, frați și surori. Dacă ar trebui să gătim la 6:30, ar trebui să predic 20 de minute. Socrul meu mi-a spus că n-am voie să predic mai mult de 35 de minute, nu? Zice, predica de 35 de minute e cea mai bună. Lucrez la lucrul ăsta. Dar nu-i simplu, nu? Nu-i simplu. Data trecută, frați și surori, în Coloseni 3, prima parte a acestui capitol, am învățat câteva lucruri și aș vrea scurt să recapitulez, e important să ne ducem aminte, am umblat să umblăm, am învățat să umblăm și să ne gândim la lucrurile de sus și a fost aproape fratele Eduard astăzi, Filipeni 4, el a zis Filipeni 4, 6 și 7, dar noi ne-am uitat la Filipeni 4 cu 8 data trecută și scrie acolo tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, aceea să vă însuflețească. Nu știu dacă vă aduceți aminte, dar acestea ar fi lucrurile pe care ar trebui, după care ar trebui să umblăm și la care să ne gândim și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Lucrurile de jos pe care trebuie să le omorâm. Cuvinte grele, cineva mi-a spus, zice, mai ai spus de prea multe ori cuvântul ăla care începe cu S. Dar am spus, n-am putut să nu-l spun, pentru că natura acestor păcate grele, natura este de așa fel încât trebuia să o subliniez. Păcatele grele pe care trebuie să le omorâm din viața noastră și pe care sper că le-am omorât atunci când am făcut legământ cu Domnul, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia. Dar acestea s-au dus și vin altele, vine obiceiurile rele pe care trebuie să le lăsăm. Apostolul Pavel, într-unul dintre versetele sale, în versetul 8 din Coloseni 3, spune, dar acum lăsați-vă de aceste obiceiuri rele, mânia, vrășmășia, răutatea, clevetirea, vorbele rușinoase și minciuna. Nu știu câți v-ați gândit la lucrurile acestea săptămâna aceasta, dar mă rog ca Domnul să imprime acest gând în viețile noastre ca să ne lăsăm de lucrurile acestea. Dacă cumva în viața noastră mai vin, poate că nu mai vine curvia, poate că nu mai vine necurăția, poate că nu mai bat la ușa noastră păcate aceste grele, dar poate că vin obiceiurile rele și Domnul să ne ajute să ne lăsăm de ele. Amin. Astăzi vreau să vorbesc despre aici împreună, dar cum? O întrebare. Aici împreună. Adică aici împreună, dar cum? Vreau să vorbesc despre relațiile noastre ca frați și surori în biserică din acest text pe care l-am citit. Nu cred că trebuie să duc nicio muncă de lămurire să vă spun că sunt foarte fascinat de creația lui Dumnezeu, în mod special de natură.
Mi-e foarte greu când cineva îmi spune, auzi, taie pomul ăla. Nu poți să-l tai, mie, nu știu, simt ceva, parcă sunt legat, apreciez așa de mult tot ce a creat Dumnezeu. Când mă uit la ape, văd un firișor de apă, dacă îl văd, așa mă bucur și îmi dau seama, Doamne, Tu și pe ăla l-ai creat. Sunt fascinat de aceste lucruri, de animale, de așa mai departe. Totuși, în ultimul timp, frați și surori, sunt fascinat de două lucruri mult mai complexe. Sunt fascinat de om și de biserică. Lucruri foarte adânci, lucruri foarte complexe. Despre om, cu privire la om, psalmistul spune în psalmul 8 cu 5, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cinste. Ce frumos, cu privire la om, cu privire la noi. Ne-a făcut Dumnezeu cu puțin mai prejos decât El. 8 cu 6 spune, i-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale. Ce minunat! Aș vrea să citim Evrei 2, 6, 7 și 8, nu mi le-am notat, sunt mai lungi. Evrei, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8. Ba încă cineva a făcut următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? 7. L-ai făcut pentru puțină vreme, mai pe jos de îngeri. L-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Și 8. Toate le-ai supus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-ai supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate sunt supuse. Asta ar fi partea a doua versetului. Geneza 1, 26 și 28. Cu privire la om. Geneza 1, 26 și 28. Apoi Dumnezeu a zis, iată ce a spus Dumnezeu când ne-a creat pe noi. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Doamne, ce mare lucru! Dacă fiecare dintre noi ne-am gândit în această seară și am meditat la gândul acesta, Doamne, ne-ai făcut mai prejos decât Tine. Ne-ai făcut după chipul Tău, după chipul vostru al dumnezeirii, după asemănarea voastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite și așa mai departe. Lucrul acesta nu sublinează altceva decât tot ceea ce psalmistul a spus în psalmul 8, 5 și 6. Sunt fascinat, dragii mei, de felul în care omul poate să gândească. Sunt fascinat de felul în care omul poate să creeze. Dumneavoastră nu sunteți. Suntem oameni, suntem creația lui Dumnezeu. Mă uit la câte unul și are așa o maestrie în a face lucruri cu mâinile. De unde? A învățat el la școală și totuși un dar pe care Dumnezeu i l-a dat. Mă uit la câte unii care calculează traiectoria satelitului și merge la stația spațială și se conectează. De unde atâta înțelepciune? Creația lui Dumnezeu. Sunt fascinat de acest lucru cu privire la om. Dar mai fascinat, dragii mei, sunt cu privire la biserică. Planul creației bisericii a fost atât de mare încât Dumnezeu l-a înălțat pe Hristos în poziția de autoritate supremă de dragul bisericii. Haideți să vedem ce spune Efeseni, capitolul 1, 22 și 23. Spune acolo, El, mi-am notat lucrul acesta, El, adică Dumnezeu, i-a pus totul sub picioare și l-a dat pe Iisus. Căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Iată ce importantă este creația aceasta, invenția, dacă putem să spunem aceasta, care este biserica. Domnul însuși a spus ucenicilor săi că El își va zidi biserica. În Matei 16, 18 spune, și eu îți spun, se adresează el lui Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. M-am gândit că de-a lungul istoriei, câte sisteme politice, câte ideologii, câți oameni, regi și împărați, au încercat să distrugă biserica. Au reușit? N-au reușit și nu vor reuși. Biserica va merge mai departe până la răpirea ei de către Domnul Iisus Hristos. Amin? Este un lucru minunat să cunoaștem lucrul acesta. Apostolul Pavel, în Coloseni 3,11, și acum mergem în textul nostru, pentru că timpul e foarte scurt, 3,11, folosește un cuvânt așa de frumos, așa de mult îmi place, pe care l-am și folosit în titlul predicii. Aici, împreună. Dar cum? Aici. Cuvântul acesta, adverbul acesta aici, cu referire clară la Biserica Domnului Iisus Hristos, aici sună pentru mine ceva foarte personal, ceva aproape de inimă și de sufletul meu, ceva cunoscut, ceva familiar și mă rog ca Dumnezeu să facă ca Biserica lui Hristos pentru noi să fie ceva aproape de inima noastră. Amin? Ceva aproape de sufletul nostru, așa de familiar, așa de aproape de noi încât să o iubim și să o respectăm. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apostolul Pavel folosește câteva metafore
Și pentru că nu voi discuta despre biserică în sine, dar e important contextul, vreau să mă refer la câteva lucruri aici, metafore foarte frumoase pe care Apostolul Pavel le folosește cu privire la biserică. Și iată prima metafora unei familii. Nu știu, vă aduceți aminte când vorbește Apostolul Pavel cu Timotei, îi spune în 1 Timotei 5, 1 și 2, îi dă un sfat lui Timotei cum să mustre bătrânii și cum să sfătuiască pe tineri. Iată ca o familie este biserica. Ce frumos! Metafora unei clădiri, Efeseni 2, 19 până la 22. Și aș vrea să citesc textul acesta, Efeseni 2, 19 la 22. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, vorbește de noi, frați și surori, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, mai departe, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. 21. În el toată clădirea, iată metafora la care am făcut referință cu privire la biserică, în el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. 22. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Iată ce frumos Apostolul Pavel folosește această metaforă pentru biserica lui. Există și metafora miresei folosită în 2 Corinteni, dar nu mai citim, și în Apocalipsa, bineînțeles. Dar metafora unui trup este ceea ce Pavel subliniază cel mai mult. Trupa lui Hristos, 1 Corinteni 12, versetele 12 până la 14. 1 Corinteni 12, 12 la 14. Hai să citim aceste versete. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, cu toate că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. 13. Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. A fost amintit azi dimineață, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos, și toți am fost adăpați dintr-un Duh. Și 14. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Iată ce frumos Apostolul Pavel aduce această metaforă în scrierile sale. Și Petru folosește metaforele ca preoți, pietre vii, casa lui Dumnezeu, dar nu intrăm acolo. Vreau să spun, fraților, ce nu este biserica. Din punctul meu de vedere, biserica nu este doar o instituție, o organizație sau un centru cultural. Mulți ar vrea să fie asta, biserica. Să fie doar o instituție, o organizație sau un centru cultural. Nu este. Ce nu mai este biserica? Nu este definită de clădirile pe care noi le numim biserici. Sunt multe clădiri mari, cu tururi multe. Ele sunt biserici ca și clădire, dar nu ca și trupa lui Hristos. Nu este, ce nu mai este biserica? Nu este biserica reprezentată de un stat sau de un regim politic. Au încercat de-a lungul timpurilor sisteme politice se asocieze cu biserica și să spună noi spunem că este biserica și biserica ne reprezintă pe noi. Nu este asta biserica. Biserica nu se rezumă la definițiile și categoriile oamenilor. Vedeți, noi definim biserica într-un anume fel. Și avem noi definițiile noastre și credem că așa este biserica. Nu este așa. Și nu este biserica suma denominațiilor care se numesc creștine. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, că sunt multe biserici care spun noi suntem creștine. Nu este biserica lui Hristos suma acestor denominații. Atunci ce este biserica? Merg la întrebarea care am avut-o în titlu. Aici împreună. Aici, biserica lui Hristos. Dragii mei, biserica este formată de oameni și fiindcă este formată de oameni, oamenii sunt ființe relaționale. Noi trebuie să relaționăm. De aceea niciodată n-am înțeles oamenii care se duc în munți, se autoizolează. Nu prea înțeleg cam din ce trup fac acești oameni parte. Nu înțeleg pe oameni care nu fac parte dintr-o biserică. Nu-mi dau seama cum funcționează lucrurile acestea, pentru că noi avem nevoie de relații. Și vom vedea în acest pasaj că trebuie să existe aceste relații între noi. Am găsit o definiție care chiar îmi place. Biserica este adunarea tuturor credincioșilor adevărați din toate timpurile. Adunarea credincioșilor adevărați din toate timpurile. De când? De la începutul lumii și până când va exista biserica. Îmi place definiția aceasta. Dar haideți să intrăm în Coloseni 3, timpul chiar că zboară, a fi un maraton acum, dar sunt trei lucruri pe care vreau să le amintesc cu privire la acest cuvânt aici, la biserica lui Hristos. Aici, biserica lui Hristos, primul lucru, este locul în care Hristos este totul și în toți. Așa mi-a plăcut lucrul acesta.
Biserica lui Hristos aici este locul în care Hristos este totul și în toți. Versetul 11 spune așa de frumos: aici, la biserică, în biserica lui Hristos nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tare, nu mai citesc, am citit. Dar vreau să spun că nu există în biserica lui Hristos diferențe de nicio natură. De natură etnică, de natură socială, de natura trecutului tău. S-ar putea cineva să spună, hei, trecutul tău a fost așa. Nu, în biserica lui Hristos, trecutul meu e șters. Nu este nicio diferență. Nu mai este diferență de natură genealogică. Din cine mă trag eu? Unii se trag din boieri, să zic așa, nu știu. Unii se trag din oameni simpli, din oameni care au... Da, nu mai este în biserica lui Hristos, nu mai există nicio diferență. Nu mai există diferențe rasiale. Slavă Domnului pentru asta. Pentru că altfel ne-am uitat întotdeauna. De unde e fiecare? Bucureșteanul întotdeauna va spune că ca cel de la București nu-i nimeni. Așa e, frate Orsan. Așa e, o recunoscut. Dar și bănățenia zice că Banatul-i Fruncea. Vezi? Și probabil că și moldovenii au ceva care a lor, dar în biserica lui Hristos nu mai există astfel de lucruri. De ce? Pentru că locul acesta, aici, biserica lui Hristos este locul în care Hristos este totul și în toți. Adică ce, frate Cosmin? Hristos în închinare, Hristos în rugăciune, Hristos în cântare, Hristos în predicare, Hristos în vorbire și așa mai departe. Și noi, tot Hristos, Doamne, luminează-ne să înțelegem lucrul acesta. Amin. Numărul 2. Ce mai este biserica? Ce este aici? Locul acesta pe care Pavel îl definește. Locul acesta aici, biserica lui Hristos, este locul în care se adună aleșii lui Dumnezeu, sfinții și preiubiții Domnului. Dacă am înțelege lucrul acesta, cred că bisericile noastre ar arăta altfel. Probabil că multe lucruri nu s-ar fi întâmplat în mijlocul nostru. Aici, biserica lui Hristos este locul în care se adună aleșii lui Dumnezeu, sfinții și preaiubiții Domnului. Ce frumos că Pavel, prin Duhul Sfânt, spune că cei ce alcătuiesc această biserică sunt aleși, sfânți, sunt sfinți și preaiubiți. Noi ne-am dat multe nume. Noi ne-am categorisit în multe feluri. Noi ne-am numit în multe feluri. Ne uităm de multe ori unul la altul, într-un fel mai plăcut sau mai puțin plăcut. Dar Apostolul Pavel găsește prin Duhul Sfânt de cuvință să spună că aici, în biserică, este locul în care se adună aleșii lui Dumnezeu, sfinții și preiubiții Domnului. Dragii mei, aș vrea să citesc Efeseni 1, de la 4 la 6. Este un text foarte frumos. Efeseni, capitolul 1, de la 4 la 6. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți în Hristos și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Ce minunat! Ce alegere minunată! Alegerea noastră a fost făcută pe bază preștiinței sau precunoașterii Lui Dumnezeu. Prin omniștiință sau omniștiența lui Dumnezeu, Dumnezeu îi cunoaște pe aceia care în cursul vieții lor vor alege prin voință liberă să-și pună credința și încrederea în Hristos spre mântuirea lor. Pe baza acestei precunoașteri, dragii mei, a precunoașterii divine a lui Dumnezeu, acesta îi alege pe acești oameni înainte de întemeierea lumii, așa cum spunea pasajul acesta. Și o cântare de-a noastră, foarte frumos, la versetul 3, spune așa: mai ales, mai ales, dintre mii și mii de mii, mai vreau să-ți mulțumesc de plin pentru harul tău divin. Când iubirea-m înțeles, te-am ales, când El m-a ales, când El te-a ales pe tine de la întemeierea lumii sau înainte de întemeierea lumii, ți-a dat și ție ocazia, a știut că și tu îl vei alege prin voință liberă. Ce frumos! M-a ales, suntem aleșii Domnului și împreună facem, alcătuim această biserică. Am fost și sfințiți în numele Domnului Iisus Hristos. Atenție, am fost sfințiți în numele Domnului Iisus Hristos. 1 Corinteni 6 cu 11. 1 Corinteni 6 cu 11. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți. Cum?
în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Ce verset extraordinar! Cei care alcătuiesc Biserica lui Hristos au fost spălați, sfințiți și socotiți, neprihăniți în Iisus Hristos. Și apoi, cei care formează locul acesta aici, locul acesta al bisericii, au fost și prea iubiți. Prea iubiți ai Domnului. 2 Tesaloniceni 2 cu 13. 2 Tesaloniceni 2 cu 13. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, frați prea iubiți de Domnul. E frumos și am mai spus, cred că altă dată în mesajele mele, e frumos să știi că cineva te iubește. E frumos să ai un partener care te iubește, e frumos să ai frați, surori, familie care te iubește. Dar îi spune, frați prea iubiți de Domnul. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi. Ce minunat, frați și surori, ne aduce Apostolul Pavel aminte că aici Biserica lui Hristos este alcătuită și de oameni prea iubiți de Domnul. Să nu uităm lucrul acesta niciodată, să-L binecuvântăm prin rugăciunile noastre pentru că ne-a iubit și pe noi. Și al treilea punct. Nu știu de ce, întotdeauna sunt lucruri care mă emoționează foarte puternic când îmi dau seama că din această lume de miliarde de oameni s-a uitat Domnul și la mine. Nu știu dacă tu simți lucrul acesta, că din miliardele de oameni care au trăit și care au fost pe pământul acesta, a găsit cu cale să te aleagă și pe tine, să te sfințească și pe tine, să te numească și pe tine, frate prea iubit. Nu este un lucru mare, frați și surori? Al treilea lucru, cu privire la biserică, la aici. Și aici, al treilea lucru, vom avea câteva subpuncte, pentru că chiar aș vrea să intru în ideea aceasta a relațiilor dintre noi, dintre frați și surori în biserică. Aici, Biserica lui Hristos este locul unde este predicat cuvântul lui Dumnezeu și unde primim îndemnuri pentru creșterea și edificarea noastră. Aici, Biserica lui Hristos este locul unde este predicat cuvântul lui Dumnezeu și unde primim îndemnuri pentru creșterea și edificarea noastră. Apostolul Pavel dă câteva îndemnuri și ne vom uita la ele, sunt 5 la număr, trecem repede prin ele. Dă câteva îndemnuri pentru ca relațiile celor din biserică, celor de aici, să fie după voia lui Dumnezeu. Dacă în prima parte a epistolei am văzut lucruri cu privire la curăția noastră personală, ne vom uita acum în cele ce urmează, 5 îndemnuri pe care Pavel ni le dă, astfel încât relațiile noastre să fie relații curate după voia lui Dumnezeu și ca El să le poată binecuvânta. Haideți să ne uităm la primul îndemn pe care Apostolul Pavel ni-l dă, este foarte frumos, l-am intitulat eu, cultivați roada Duhului Sfânt în viețile și relațiile voastre. Haideți să cultivăm roada Duhului Sfânt în viețile și relațiile noastre. Spune versetul 12b și versetul 14 din Coloseni 3. Îmbrăcați-vă cu inimă plină de îndurare, de bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Și spune aici, mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Amin? Este important să vedem că trimiterea acestor versete nu este alta decât Galateni 5 cu 22. Roada Duhului Sfânt. Am primit Duhul Sfânt în noi atunci când am fost născuți din nou. Și El a început să lucreze în noi, în fiecare dintre noi, roada Lui. Aș vrea să citesc Efeseni 1, 13 și 14. Efeseni 1, versetele 13 și 14. Și voi, vedeți ce frumos Apostolul Pavel leagă toate aceste lucruri prin înțelepciunea care a primit-o de la Dumnezeu și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și 14 și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei și care este o arvună, haideți să citim 13 și 14 încă o dată. 13, te rog. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Iată primirea Duhului Sfânt atunci când am fost născuți din nou, 14. Și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Foarte important de reținut, dragii mei,
că în noi există o luptă continuă între firea noastră păcătoasă și natura nouă pe care am primit-o atunci când ne-am întors la Dumnezeu. Roada firii pământești arată natura noastră păcătoasă. Roada Duhului Sfânt arată natura lui Dumnezeu, natura lui Hristos cu care ne-a îmbrăcat în momentul în care am fost mântuiți. Și aici m-am gândit la mine, pentru că Duhul Sfânt vrea să locuiască în mine. Haideți, frați și surori, să luăm o hotărâre în viețile noastre, să nu întristăm Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să nu întristăm acest Duh al lui Dumnezeu pentru ca El să plece de la noi, ci să-L rugăm să rămână și să continuă să lucreze roada Lui în fiecare dintre noi. Amin. Primul îndemn a fost: cultivați roada Duhului Sfânt în viețile și relațiile voastre. Al doilea, fiți îngăduitori și iertători. Și îmi place versetul 13, Apostolul Pavel spune: îngăduiți-vă și iertați-vă unii pe alții, dar nu oricum, ci așa cum Hristos v-a iertat. Efeseni 4:2, suntem chiar în întârziere, și Efeseni 4:32 sublinează îngăduința și iertarea lui Hristos. Învățătura Domnului Iisus Hristos a fost pentru mine foarte clară, mi-am adus aminte de rugăciunea Tatăl nostru, spune acum: precum și noi iertăm greșiților noștri, da? Iată că ne învață Domnul Iisus Hristos să iertăm pe cei din biserică, pe cei care cumva poate ne-au greșit. Marcu 11:25 și 26, în acest pasaj care este numit Puterea Credinței, vreau să citim pasajul acesta, Marcu 11:25-26, și când stați în picioare de vă rugați, foarte interesant, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Frați și surori, în fiecare duminică ne ridicăm în picioare la ora de rugăciune. În fiecare duminică dimineața, duminică seara, rugăciunile noastre sunt făcute în picioare. Spune aici, când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Nu știu dacă în inimile noastre mai purtăm lucruri ale trecutului sau ale prezentului, nu știu. Lucruri care cumva să ne împovereze și cumva să împiedice rugăciunile noastre. Să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în cerul să vă ierte greșelile voastre, 26. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în cerul nu vă va ierta greșelile voastre. Doamne, ai milă de noi. Amin? În relațiile noastre, dragii mei, este cu neputință. Este aproape imposibil să nu ne greșim unii altora. De ce? Păi chiar faptul că suntem creați atât de diferiți, faptul că suntem atât de diferiți, de multe ori provoacă probleme în relațiile noastre. Așa-i? Unul crede într-un fel, și nu mă refer aici la lucruri care sunt solide descrise în Biblie, doctrinele puternice ale Bibliei, ci ați auzit și dumneavoastră, frați și surori care s-au certat de la culoarea mochetei. Și noi când am pus mocheta ne-am gândit, poate o să vină cineva și să zică, băi, culoarea asta e prea așa, e prea așa. Vă dați seama de la lucruri din acestea mici, culoarea scaunelor, lucruri din acestea, dar de ce? Dar e greșit că persoana respectivă vrea mocheta să fie altfel? Nu, dar suntem diferiți. Și de aici, de aceea Apostolul Pavel, știind că suntem așa diferiți, spune: îngăduiți-vă și iertați-vă unii pe alții. Putem să facem, frate, surorul lucrul acesta. Ce mare lucru dacă învățăm acest îndemn minunat și îl practicăm în viețile noastre. Al treilea îndemn pe care Pavel îl dă: fiți oameni de pace. Fiți oameni de pace. Versetul 15, să fim oameni ai păcii prin faptul că avem în inima noastră, și mi-a plăcut foarte mult că s-a amintit acest verset astăzi, Filipeni 4:7, și din nou Duhul Sfânt mi-a arătat că trebuie să continui cu acest mesaj. Avem, să fim oameni ai păcii prin faptul că avem în inima noastră pacea lui Hristos și ea ne stăpânește. Pacea lui Hristos, și m-am gândit, dar de ce? De ce să stăpânească pacea lui Hristos inima mea? Pacea de care trebuie inimile noastre să fie stăpânite este pacea lui Hristos din Filipeni 4:7. Hai să citim. Filipeni 4:7, verset care îl știm toți. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Iată ce pace trebuie să stăpânească inimile noastre. Dar de ce? M-am gândit, de ce lucrul acesta, frate Pavel? Păi această pace este singura capabilă care să ne păzească inima și gândul, pentru că obiceiurile rele de care ne-am lăsat vor veni din nou și din nou și din nou. Mânia va mai veni, vrăjmășia va veni, clevetirea va veni, gândurile rele, răutatea, toate lucrurile acestea vor bate la ușa noastră, la ușa inimii noastre. Ați vorbit de gânduri negre? Iată că gândurile noastre, inima noastră, gândurile noastre trebuie păzite de ceva.
Și acestea sunt pacea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să cerem această pază, pacea ta, și să fim oameni ai păcii. Amin? Mergem mai departe, ne apropiem de final. Un alt îndemn pe care Pavel, mi-a plăcut îndemnul acesta foarte mult, un alt îndemn pe care Pavel ni-l solicită, este versetul 16 din Coloseni 3. Și l-am numit eu, îmbogățiți-vă cu cuvântul lui Dumnezeu. Vrem noi să ne îmbogățim în multe feluri și nu e un lucru rău să ai, nu e un lucru rău să-ți cauți un job care te plătește mai bine, mai ales dacă în jobul care ești îți dai seama că ești plătit prost, că se întâmplă și lucrurile astea. Nu e nimic rău să ai și să vrei să te îmbogățești, dar Apostolul Pavel spune, auzi, toate lucrurile alea, cum vrei tu? Dar este un lucru care ți-l spun, care e foarte important, îți dau un îndemn. Îmbogățește-te cu cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Versetul 16 este foarte frumos. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug, în bogăție, adică în voi, în toată înțelepciunea. Și aici ne dă explicația de ce să avem cuvântul lui Hristos în noi. Să ne lăsăm îmbogățiți de cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât să putem să învățăm și să sfătuim și pe alții acest adevăr al lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă nu ne îmbogățim cuvântul lui Dumnezeu, ce să sfătuim pe alții? Ce psalm să spunem altora când noi nu citim psalmii niciodată? Ce cântări să învățăm pe copiii noștri când noi nu învățăm noi nicio cântare? Cântări de care? Și mi-am notat mai departe în mesaj câteva lucruri, dar vreau să spun că în relațiile noastre unii cu alții putem să vorbim mult despre noi. Și în paranteza asta se numește cum? Laudă. Putem să vorbim mult despre noi în relațiile noastre. Laudă. Putem să vorbim mult despre alții. În paranteză, cum se numește asta? Da, eu am pus, vedeți, ce negativ sunteți. Eu am pus prima oară laudă, dar e mai puțină. Adică e mai puțin să lăudăm pe alții. Când vorbim despre alții, foarte rar, gândiți-vă, vorbim despre altul să-l lăudăm. De obicei îl bârfim. Ați fost corecți, da. Eu am încercat să fiu mai pozitiv în gândire. Putem să vorbim de lucruri de nimic și așa mai departe, în relațiile noastre. Dar Apostolul Pavel ne îndeamnă foarte corect, foarte corect, să ne umplem de cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât să putem învăța și să sfătuim pe alții psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești. Dacă știm cuvântul lui Dumnezeu, dacă cuvântul lui Dumnezeu locuiește în noi în belșug, credeți că vom ști cum să ne închinăm în biserica lui? Cum să ne închinăm, vom afla, vom ști cum să ne închinăm corect în biserica lui Hristos, ca trupa lui Hristos. Și m-am gândit aici la mine, pentru că aleg cântări în fiecare duminică. Dacă sunt plin de cuvântul lui Dumnezeu, voi ști ce cântări să aleg, mă voi uita la mesajul acestor cântări, mă voi uita la ce melodie au aceste cântări, mă voi uita la felul închinării, felul cum au fost scrise aceste cântări. Am greșit de multe ori. De multe ori mi-a plăcut o cântare anume, n-am verificat-o întotdeauna din perspectiva cuvântului. Și să știți că sunt cântări care doctrinar sunt total greșite. Am cântat nu de mult, eram acasă, gândeam o cântare și zic, opa, stai, mi s-a prins. Ce am spus aici? Dar acum, pentru că am știut puțin mai mult decât am știut cu câteva luni sau un an în urmă. Și de aceea Apostolul Pavel spune, în relațiile voastre, îmbogățiți-vă cu cuvântul lui Dumnezeu. Și ultimul îndemn, faceți totul în numele lui Hristos. Faceți totul în numele lui Hristos. Tot ce facem, să facem într-un singur nume. Și acesta să fie numele Domnului Iisus Hristos. Amin? Dar mai este aici un lucru care l-am observat. Da, îl faci în numele lui Iisus Hristos. Dar fă-l cu recunoștință și mulțumire pentru tot ce a făcut El pentru tine. Vedeți, de multe ori ne trezim că facem lucruri pentru Dumnezeu. Slujim într-un fel sau altul. Prin predicare, prin cum slujești tu, prin ceea ce faci tu. Nu contează, slujești pe Dumnezeu. Dar de multe ori pierdem ideea sau pierdem înțelegerea faptului ce a făcut El pentru noi, lucrarea care a făcut-o pentru noi. Și din cauza aceasta nu putem să avem recunoștință, mulțumire. Și din cauza aceasta suntem de multe ori împovărați. M-am gândit la actul botezului, la actul nașterii din nou, al vindecării chiar fizice. M-am gândit la scoaterea demonilor sau a dracilor, a duhurilor rele, faptele bune care le facem, tot ceea ce facem, frați și surori, Apostolul Pavel ne spune să le facem în numele Domnului Iisus Hristos. Amin? Singurul nume. E bine să folosim darurile primite din partea Domnului, să lucrăm pentru El și lărgirea împărăției sale, dar să nu uităm ce a făcut El pentru noi. Sunt copleșit când mă gândesc la mântuirea care a lucrat-o în viața mea.
Sunt copleșit atunci când văd harul său pentru viața mea. Atunci când înțeleg jertfa lui, dragostea lui. Tu cum ești? Cred că doar așa, înțelegând ce a făcut el pentru noi, putem și noi lucra pentru el cu inimi inundate, pline, îmbogățite de mulțumire și recunoștință. Ca și concluzie, să iubim Biserica lui Hristos, care este trupul lui Hristos, pe frați, pe surori, înțelegând că biserica este zidirea lui Hristos, așa cum a spus el, îmi voi zidi biserica, și că din planul lui măreț facem și noi parte, fac și tu, fac și eu parte. Parte din trupul lui, parte din clădirea care este biserica lui, parte din mireasa lui. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. O altă concluzie, să mulțumim Domnului pentru lucrarea sa de mântuire, prin care am ajuns în biserica lui Hristos. Dacă nu eram mântuiți, nu eram aici, nu eram parte din biserica lui, nu eram mădulare vii, nu eram socotiți aleși, sfinți și preiubiți ai Domnului, dar glorie lui, că și-a mintit de noi, ne-a mântuit și ne-a salvat. Amin? Să ascultăm îndemnurile Domnului predicate în biserica lui. De multe ori vii la biserică, vin întotdeauna, frate și soră, vă spun. Dacă cineva întreabă, cum e la voi la biserică? Cineva poate să spună, poți să dai multe, să zic așa, descrieri. Pentru mine, nu știu cum a fost data trecută, dar astăzi va fi extraordinar. De ce? De ce ești așa entuziasmat? Domnul Iisus Hristos va vorbi din nou. Ne va vorbi prin cuvântul Său. Oricare frate care vine aici, oricine care deschide cuvântul Lui și citește cuvântul Lui, cuvântul Lui are putere. Am râs noi de copii, dar câți dintre noi suntem în stare să învățăm măcar jumate cât învață ei? Da? Eu am stat acolo pe bancă și eram supărat că Alexandra nu i-a ieșit versetul, dar m-am gândit, eu n-aș putea să spun nici jumatea aia care a spus-o ea. Vedeți? Dar să știți că în jumătatea aceea spusă, în versetele care le spun în fiecare duminică, există putere. Putere de mântuire, de vindecare și așa mai departe. Amin? Credem lucrul acesta. Să ascultăm îndemnurile Domnului predicate în biserica Lui pentru creșterea și edificarea noastră. Și ultimul punct al concluziei, să fim atenți, dragi frașilor, la relațiile noastre, unii cu alții. Atunci când ești partea lui Hristos, trebuie să cultivi roada Duhului Sfânt și să o arăți în jurul tău. Și Doamne, ajută-ne la aceasta. Să ne gândim și să ne iertăm, să ne îngăduim și să ne iertăm unii pe alții cum ne-a iertat Hristos pe noi. Amin? Să fim oameni ai păcii, având inimile stăpânite de pacea lui Hristos. Amin? Să ne îmbogățim cu cuvântul lui Dumnezeu și să îmbogățim și pe alții. Pe ăștia alții sunt primii care stau cu noi, lângă noi, în casele noastre. Prieteni, la lucru, oameni pe care îi întâlnim. Îmbogățiți de cuvântul lui Dumnezeu, să îmbogățim și pe ei cu aceste cuvinte minunate. Și să lucrăm pentru Domnul și împărăția Lui, făcând totul în numele Domnului, cu recunoștință și cu mulțumire. Frați și surori, eu nu pot să spun decât Domnul să ne ajute la aceasta, ca El să binecuvinteze relațiile noastre, să fie sănătoase și după voia Lui. Amin. Și nu știu dacă m-am încadrat în 35 de minute, dar cineva o să-mi spună la urmă. Domnul să o binecuvinteze. Pot să spun că s-a încadrat în 35 de minute, exact în minutul acesta, slavă Domnului. Pun întrebare aici, dar cum? Frații și surori, vedeți, biserica este un lucru pe care acest pământ, această planetă n-a mai văzut. De ce? Fiindcă în această nouă ordine a bisericii instaurată de Iisus Hristos în creștinism sunt înlăturate toate deosebirile naționale. Aici nu mai este nici iudeu, nici grec, aici nu este moldovean, român, rus, kazac sau așa mai departe. Nu este. În biserică sunt înlăturate aceste deosebiri naționale. În biserică sunt înlăturate deosebirile rasiale, ce nu sunt negre, ce nu sunt galbeni, roșii și așa mai departe. Nu sunt depărtate. Aici nu sunt nici deosebirile sociale. Pavel spune aici, nu este iudeu, nu este rob sau slobod. Nu contează pătura ta sau cealaltă. Aici toți suntem una. Și fiindcă suntem una, suntem invitați, suntem încurajați să facem aceste lucruri. 6 lucruri. Să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de îndurare, să ne îngăduim unii pe alții, să ne iertăm unul pe altul, să ne îmbrăcăm cu dragoste, să ne învățăm și să ne sfătuim unii pe alții cu psalme. Și m-am uitat la acest verset, zic, de ce Pavel n-ar fi spus o singură dată cuvântul cântați, atâta tot? Dar observați de câte ori repet acest cuvânt cântați.
spune în versetul 16, pentru că cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi și ascultați, cu cântări de laudă și cu cântări de omnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. De trei ori cuvântele, cântări, de trei ori, cântări. Ce putea să spună, oameni buni, cântați, de dimineață până în seară, fraților, cântarea este antidotul nihilismului. Ați întâlnit oameni care spun, viața aceasta nu are rost, viața aceasta nu are rost să o trăiești, ce este viața asta? O pierdere de timp, nihilismul, asta spune. Cântarea este antidotul nihilismului. De ce? Fiindcă în cântare acolo este motiv, în cântare este ordin, în cântare este scop, în cântare este cauză și în cântare este un punct culminant. Este descrie viața creștinului. Toți mergem spre răpire, spre venirea Domnului nostru Iisus Hristos. De ce ne se spune de trei ori, cântați, cântați cu psalm sau lăudați pe Dumnezeu cu cântări de omnicești, cântând lui Dumnezeu, cântați cântări de laudă. Fraților, cântarea alungă din noi orice gând, ca să spun, și fel de gândire negru. De ce suntem invitați aici, la biserică, împreună, aici, împreună, să lăudăm pe Dumnezeu. Domnul știu la aceasta. Amin. Haideți acum să ne ridicăm și să venim cu rugăciune la sfârșitul serviciului din această zi de duminică, care am petrecut aici în casa Domnului. Doamne bun și milostiv, venim să-ți mulțumim pentru harul tău și pentru dragostea ta. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că din această dimineață și până în acest moment ai vorbit inimilor noastre despre nevoia noastră de a ne apropia de tine. Ne-ai vorbit, Doamne Iisuse, despre nevoia noastră de a avea o inimă curată. Amin. Și diză dimineața ne-ai vorbit despre cât de ferice, cât de fericiți suntem noi când avem fără de legea iertată și păcatul acoperit. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ierți păcatul nostru. L-ai iertat păcatul lui David atunci când a păcătuit cu Bathsheba. Tu ai puterea să ierți și păcatul nostru. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să nu stăm cu păcatul nemărturisit. David ne spune ce se întâmplă cu noi. David se spune ce se întâmplă cu trupul nostru care se usucă de vlagă atunci când păcatul este nemărturisit. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să aducem la picioarele Tale și să ne pocăim, să-L mărturisim. Amin. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că ne-ai adus aminte privilegiile mântuirii, ne-ai adus aminte că suntem chemați, suntem iubiți de Dumnezeu și în Dumnezeu și suntem păstrați de Dumnezeu. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru mângâierea inimii care Tu ne-o aduci nouă atunci când suntem înconjurați de o grămadă de gânduri rele. Ajută-ne, Doamne Iisuse, atunci când suntem atacați de aceste gânduri negre, rele, răutăcioase, care ne lasă singuri. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să fugim la refugiul Scripturii, la refugiul Cuvântului Tău. Și îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu ne-ai provocat în această seară prin întrebare aici, dar cum? Doamne, ajută-ne să umblăm în biserică, în printre frații și surori, ca și cum am umblat înaintea feței Tale. Amin. Supunându-ne, Doamne Iisuse, Ție și iubind pe frații noștri, îngăduindu-ne unii pe alții, iubindu-ne unii pe alții, având o dragoste sinceră, neprefăcută. Și ajută-ne, Doamne Iisuse, de fiecare dată când ne adunăm aici la oaltă, să ne sfătuim unii pe alții și să cântăm cântări de laudă. Amin. Căci cântările alungă orice deznădejde, alungă orice frică din inima noastră. Și îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că toate aceste lucruri le-ai spus în auzul urechilor noastre. Dă-ne putere să le punem în aplicare în această săptămână. Doamne, dacă binevoie ești ca cineva să fie încercat, Doamne Iisuse, întărește-ne Tu. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să nu uităm promisiunea Ta, că Tu mergi cu noi prin încercare ca să ne întărești și Tu nu pui asupra noastră mai mult decât noi putem purta. Tu ne dai ca să putem răbda, lăudăm numele Tău și din toată inima, cu o inimă sinceră, dorim ca Împăratului Veșnicilor, a Nemuritorului, Nevăzutului și Singurului Dumnezeu să fie cinsta și slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Iubita biserică, bunul Dumnezeu să o binecuvinteze. Amin.